porumbel. Și iată că era în Ierusalim un om cu numele de Simeon și acesta era un om drept și evlavios, care aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Lui îi descoperise Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Hristosul Domnului. Și împins de Duhul a venit în templu, iar când părinții l-au adus pe copilul Iisus ca să împlinească obiceiul legii cu privire la el, l-a luat în brațe, l-a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: Acum eliberează-l pe slujitorul tău, Stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, lumină spre luminarea neamurilor și slava poporului tău Israel. Iar tatăl și mama lui Iisus se mirau de cele ce se ziceau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis către Maria, mama lui: Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora în Israel și ca semn de împotrivire. Chiar și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se dezvăluie gândurile din multe inimi. Era acolo și Ana profetesa, fiica lui Fanuel, din tribul lui Asher. Aceasta era înaintată în zile. După ce trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria ei, era acum văduvă și ajunsă la 84 de ani, nu se îndepărta de templu, slujind lui Dumnezeu zi și noapte în posturi și rugăciuni. Venind și ea în același ceas, îl mărturisea pe Dumnezeu și vorbea despre copil tuturor acelora care așteptau eliberarea Ierusalimului. Și împlinind ei toate după legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor, Nazaret. Iar copilul creștea și se întărea plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, biserica noastră celebrează mâine, duminică, dar astăzi anticipăm Sfânta Liturghie, celebrăm Liturghia Prefestivă, din solemnitatea Sfintei Familii, Iisus, Maria și Iosif. Sigur că privind spre Ieslea din Betleem, putem observa acolo mai multe lucruri, dar această sărbătoare ne invită să privim la lucrurile care sunt cele mai importante și pentru care sunt și celelalte. Cine este acolo? Cel mai important este pruncul, Mântuitorul. Apoi este Sfânta Fecioară Maria, adevărată mamă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Și apoi este Sfântul Iosif, tatăl purtător de grijă al lui Iisus. Evanghelia pe care am proclamat-o în această seară ne prezintă un episod foarte frumos, episodul prezentării lui Iisus la templu din Evanghelia după Sfântul Luca, singurul care relatează Evanghelia copilăriei în felul acesta, și avem câteva lucruri foarte frumoase la care aș vrea să vă invit să ne oprim și să medităm asupra lor. În primul rând, două lucruri cu care începe Evanghelia și care priveau femeia care a născut. În primul rând, după ce s-au împlinit zilele curățirii lor după legea lui Moise, Sfânta Fecioară Maria, Sfântul Iosif au respectat întru totul legea lui Moise. Ei nu au fost, știți, mai sunt unele familii care poate sunt mai bine puse sau care au mai multe resurse și cred că ei sunt deasupra lui Dumnezeu. Oare cum ar fi trebuit să se simtă Maica Domnului, care Maica Domnului nu este o mamă obișnuită, în fața acestui prunc care s-a născut? Ea nu a fost mândră, ci a fost smerită.
a respectat întru totul legea lui Dumnezeu, pentru că toată viața omului trebuie să fie rânduită conform legii lui Dumnezeu. Și după acest lucru vine următorul aspect, l-au adus pe prunc la templu, pentru ca să îl ofere Domnului. Așa era legea, ca după ce mama, după ce trecea acea perioadă de curățire, o perioadă care era prezisă de legea lui Moise, urma ca primul născut de parte bărbătească să fie dus și oferit lui Dumnezeu. Și aici o meditație pe care trebuie să o avem atunci când vine vorba despre nașterea unui copil. Unii părinți spun, este copilul meu, s-o crezi tu, e copilul lui Dumnezeu, nu este copilul tău. Lucru cel mai important. Și dacă părinții știu lucrul acesta, că este copilul lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu, ce face cu acel copil? Îl oferă lui Dumnezeu, că este al său. Pentru că Dumnezeu are un plan cu fiecare om. Dumnezeu nu le spune părinților, vedeți că acest copil trebuie să facă, să împlinească visurile voastre. Nu le spune asta părinților, ci vedeți că acest copil trebuie să împlinească visul meu, visul lui Dumnezeu cu acel copil. Nu visul părinților pentru acel copil. Visul părinților pentru copii trebuie să fie întotdeauna acela al lui Dumnezeu. Să împlinească voința lui Dumnezeu, să îmbrățișeze vocația pe care o dă Dumnezeu și să trăiască conform legii lui Dumnezeu. Asta e lucrul cel mai important. Celelalte lucruri sunt, să spunem așa, care nu sunt conforme cu voința lui Dumnezeu, sunt egoisme de acestea, care știm cu toții, copilul meu, eu te-am făcut, eu te omor, lucruri dintre astea care merg mână în mână cu orice gândire păgână. Așadar, aceste două aspecte, Sfânta Fecioară Maria a respectat întru tot, Sfânta Familie din Nazaret a respectat întru totul legea și apoi legea lui Dumnezeu și apoi a oferit copilul lui Dumnezeu. A lui Dumnezeu este. Și noi, sigur, eram și mai mici, dar și acum am fost oferiți lui Dumnezeu prin sacramentul botezului și suntem ai lui Dumnezeu. Trebuie să ne dea o liniște sufletească deosebită acest lucru. Nu suntem proprietatea nimănui. Suntem copiii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a dat un dar foarte de preț și anume libertatea. Oricine îngrădește libertatea unui copil în sensul de a împlini voința lui Dumnezeu, nu face un lucru bun. Sigur că mai sunt și copii care spun că dacă mama îi spune să mănânce, îngrădește libertatea, sau îi spune să meargă la școală, îngrădește libertatea. Nu la asta, nu la aceste lucruri mă refer, ci la acel lucru care trebuie să stea la baza vieții, împlinirea voinței lui Dumnezeu. După aceea vin și celelalte lucruri. În continuare, vă propun să ne oprim asupra a două personaje din această Evanghelie, și anume două persoane, nu foarte tinere, persoane în vârstă, este cineva care are 84 de ani în catedrală, dacă nu este aici, este cineva, sora aici în față, 84 de ani, ca profetesa Ana, exact așa sunteți și dumneavoastră aici. Și sigur, cred că la Angelus TV ne urmăresc acum mai multe persoane care au 84 de ani și se aseamănă acestei profetese despre care vorbește Evanghelia de astăzi. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre dreptul Simeon, care, mânat de Duhul lui Dumnezeu, condus de Duhul lui Dumnezeu, a mers la templu. Și acolo nu a făcut ca Erod, nu a îndreptat pumnul spre Iisus să-L ucidă, ci a ridicat brațele ca să-L primească. L-a luat în brațe pe Iisus și cred că cea mai mare bucurie din viața, din viața sa, l-a binecuvântat pe Dumnezeu și a spus, de acum pot să mor, acum eliberează-L pe slujitorul tău, stăpâne, căci au văzut ochii mei mântuirea ta pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor. Acesta este lumină spre luminarea neamurilor și slava poporului tău, Israel. Cea mai mare bucurie pe care a avut-o acest om trimis de Dumnezeu, care nu făcea parte din neamul preoțesc, ci era doar un om credincios. Așa ne spune Evanghelia. Simeon, bătrânul Simeon, l-a luat în brațe pe Mântuitorul. Privind la ieslea din Betleem,
De cele mai multe ori, pruncul este reprezentat cu brațele deschise sau cu brațele așa împreunate. Cum să nu-l iei în brațe pe acest copil, Fiul lui Dumnezeu, când știi că El este și Mântuitorul tău, este și Creatorul tău, este totul pentru noi. Iisus este totul. Să ne deschidem și noi brațele și asemenea lui Simeon să-L primim în inima și în viața noastră. Apoi, o altă persoană despre care am pomenit mai devreme, profetesa Ana, fiica lui Fanuel din tribul lui Asher, care era înaintată în vârstă și avea de acum 84 de ani. Detalii foarte importante aici. Nu se îndepărta de templu, adică stătea aproape de Dumnezeu. Și cred că exemplul persoanelor în vârstă, de felul acesta, este mai mult decât grăitor pentru noi toți. Când vedem o persoană care face ce a făcut această profetesă, îl mărturisea pe Dumnezeu și vorbea despre copil, vorbea despre Mântuitorul tuturor acelora care așteptau eliberarea Ierusalimului, tuturor acelora care așteptau mântuirea, cu alte cuvinte. Cred că unele persoane care sunt în vârstă ar trebui să-și ia mai în serios această chemare de a da mărturie despre copilul născut la Betleem. Dar o mărturie care trebuie să prindă, o mărturie care vine din propria viață, nu o mărturie dată cu gura, că este foarte ușor să vorbești, ci o mărturie care să vină din inimă, din întâlnirea cu Mântuitorul. Aceea este o mărturie autentică. Altfel, sunt doar vorbe și la vorbe ne pricepem cu toții. Iar copilul creștea și se întărea plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Iubiți credincioși, în sărbătoarea Sfintei Familii din Nazaret, ascultând această Evanghelie, care vedem că are foarte multe lucruri pe care vrea să ne le transmită, să cerem Sfintei Familii, familii cu adevărat creștine, familii după voința lui Dumnezeu și să ne rugăm și pentru acele familii care trec prin dificultăți și să nu uităm că familia este celula de bază a societății. În familie se rânduiește mersul lumii. Cine vrea să distrugă lumea, mai întâi distruge familia. Iar asta vedem că se petrece la scară largă și asta nu este mâna lui Dumnezeu, ci este mâna diavolului care, în continuare, ca un leu, rage din târcoale, căutând pe cine să înghită. Așadar, să ne rugăm Domnului pentru familii bune, pentru familii sfinte și pentru acei tineri care doresc să se căsătorească, pentru că viața de căsătorie este și o vocație la sfințenie. Nu este doar când se căsătoresc tinerii, că așa este la modă, mai trăiesc 2-3 ani, se mai desparte, alții se căsătoresc, aia nu-i căsătoria, aia este un circ, aceea este, nu știu ce este, dar nu este căsătorie. Căsătoria adevărată este o căsătorie care se bazează pe o vocație, care este vocația la sfințenie și care se împlinește așa cum a lăsat Dumnezeu pentru majoritatea oamenilor în familie. Lăudați să fie Iisus Hristos.